Bine ați venit în studioul emisiunii ULBS TV. Invitata emisiunii de astăzi este Olga Corburean, președinte al Asociației Studenților în Psihologie din Sibiu. Studentă la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Psihologie, din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Olga Corburean a absolvit în cadrul aceleiași facultăți și specializarea Istorie. Bine v-am găsit la noi în studioul ULBS TV, doamna Olga Corburean. Bună seara! Mă bucur foarte mult pentru invitație și apreciez foarte mult acest proiect. Am marea plăcere să fiu astăzi invitată aici. Ne bucurăm că vă avem aproape. Având în vedere că sunteți la a doua specializare de licență, ne-ați putea spune ce v-a determinat să alegeți Universitatea Lucian Blaga din Sibiu? Da, am să spun cu foarte mare plăcere că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este universitatea mea de suflet. În primul rând, am rezonat cu orașul, fiind un oraș istoric, Sibiu, în centrul țării. Întotdeauna am fost cumva fascinată de oraș și următorul pas, care a venit natural, a fost universitatea. În primul rând, la specializarea istorie, care a reprezentat o pasiune pentru mine, și în al doilea rând, la psihologie, care este o a doua pasiune, care sper să se concretizeze într-o profesie. Cum ați putea descrie experiența dumneavoastră în instituția noastră? Experiența mea a fost una extrem de plăcută. Vreau să vă spun că a fost mai plăcută, parcă, la a doua facultate, la a doua specializare, decât la prima. În sensul că a fost o alegere mai matură pentru mine și m-am simțit mult mai entuziastă, mult mai deschisă spre cunoaștere. Am apreciat mai mult ce am primit la a doua specializare. Am înțeles. În calitate de președinte al Asociației Studenților Psihologie, coordonând această activitate, ne-ați putea spune care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat? Da, au fost multe provocări și sunt în continuare, pentru că am ales foarte conștient să fiu președinte într-un prim an de context pandemic, să zic așa. După cum probabil toată lumea știe, asociațiile și voluntariatul în general se bazează foarte mult pe conexiunea umană, foarte mult pe echipă, foarte mult pe lucrurile pe care le facem împreună, activitățile în care suntem angrenați. Ori în acest context, lucrurile acestea au fost destul de dificile. Mi-a fost destul de dificil să mă conectez și să încerc să inspir oameni pe care nu i-am văzut niciodată sau i-am văzut doar în spatele unui ecran. Tocmai din acest motiv, cred că am și ales să fiu președinte în acest mandat, pentru că îmi plac provocările. Și am crezut că acest lucru îmi testează mie abilitățile, în primul rând, și îmi demonstrează ce pot să fac și cum pot să mă redescopăr. Ne puteți da oare și un exemplu de proiect pe care l-ați desfășurat online? Da. A fost un proiect chiar săptămâna aceasta, marca PSPS, Hai la Psiholog, Psihologia pentru Toți. Am povestit despre anxietate. A fost destul de interesant ca și informație și mi-a făcut foarte mare plăcere faptul că am primit oameni inclusiv din afara asociației care au pus multe întrebări, care au fost foarte curioși, a fost dinamic, interactiv chiar, aș putea spune. Practic a fost un succes și sperăm ca următoarele ediții să fie cel puțin la fel de interesante. Ne bucurăm mult să auzim asta. Și în acest context, având în vedere experiența dumneavoastră, ați încuraja studenții să se înscrie în asociații studențești? Dacă da, de ce? Da, cu tot sufletul aș încuraja studenții să se înscrie în asociațiile studențești. Îi ajută foarte mult, pe lângă partea de facultate, de acumulare de informații, îi ajută foarte mult să-și dezvolte niște abilități. Într-un alt context, abilități care îi pregătesc pentru viața de adult, din punctul meu de vedere. Pe lângă facultate și activitățile pe care le întreprindeți în calitate de președinte al asociației, aveți și un job. Ne puteți spune cum faceți față la atâtea activități? Cuvântul de bază este prioritizare. Am extrem de multe task-uri pe agenda, dar doar prin prioritizare reușesc să fac ce este mai important pentru mine. Ori lucrurile foarte importante pentru mine sunt familia, jobul și, bineînțeles, facultatea care înglobează și partea de voluntariat. Este dificil, nu pot să mint,
așa cum probabil resimt majoritatea oamenilor care lucrează și au mai multe roluri în același timp. Nu există sâmbătă și duminică, nu există weekend, dar satisfacțiile sunt pe măsură. Și atunci tot efortul depus merită pe deplin. Deci, în sumă, toate acestea, time management este un factor foarte important. Da, chiar este. Și având în vedere experiența dumneavoastră studențească, ce sfaturi le-ați oferit tinerilor care ar dori să fie studenți la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu? Le-aș sugera, dacă se poate, spune așa, să vină în primul rând cu inima și cu sufletul deschis. Să încerce să profite de absolut toate oportunitățile pe care le oferă atât universitatea, cât și asociațiile studențești, toate activitățile care li se potrivesc, să încerce să își descopere abilitățile. Pentru că, comparativ cu liceul, partea de facultate de studii universitare, exact acest lucru oferă. Iar ULBS-ul vine pe deplin în întâmpinarea acestor nevoi. Și acum, revenind la dumneavoastră. În 2008 ați absolvit istoria în cadrul aceleiași instituții, iar în scurt timp veți absolvi și psihologia. Și acum, întrebarea ar fi, spre ce o să vă direcționați înspre viitor? Unde vă vedeți cariera în câțiva ani? Văd cariera făcând terapie, dacă este să fiu sinceră. Pentru că în decursul experienței mele profesionale, deși partea de istorie rămâne o pasiune mare a mea și voi dori mereu să fiu un mic arheolog și să redescopăr lumii uitate, în același timp e nevoie și de o parte foarte pragmatică și o parte apropiată de oameni. Iar acest lucru l-am descoperit la mine și consider că mi se potrivește foarte mult rolul și toate abilitățile mele dobândite, cred că s-au cizelat și pot fi în ajutorul oamenilor. Am înțeles. Și ultima întrebare, pentru că ne apropiem de final, ar fi: sunteți mulțumită cu decizia pe care ați luat-o în legătură cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu? Sunt mai mult decât mulțumită. Mă uit în spate la anul întâi, când am fost la deschiderea facultății, și am fost foarte, foarte entuziasmată și mă uit acum, când sunt în anul 3 și mă apropii de final și pot să spun că mi-aș dori să continue. Adică îmi doresc să fac un master, nu îmi doresc sub nicio formă să rup legăturile. Din contră, aș vrea ca aceste legături create cu universitatea și toate proiectele din care fac parte să continue. Și, bineînțeles, sper acest lucru să se și întâmple. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat să fiți invitată în studioul nostru și că ați acceptat invitația, ați onorat-o. Ne bucurăm tare mult să avem aici și vă mulțumim mult. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și încă o dată salut proiectul la cât mai multe ediții minunate.